Anual, la 7 aprilie, este sărbătorită Ziua Mondială a Sănătății, cu scopul de a evidenția o temă de sănătate specifică unui domeniu prioritar ce provoacă îngrijorare pentru Organizația Mondială a Sănătății. Poate că sună paradoxal, urările cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății în cel de-al doilea an al pandemiei 2021, sau poate că este anul în care urările noastre de sănătate și putere trebuie mai cu seamă rostite. Optând fără îndoială pentru cea de-a doua variantă, sperăm că urările, dar și rugăciunile colective pentru sănătate vor contribui într-un final la stingerea pandemiei. Astfel vă dorim putere, rezistență și mult curaj tuturor celor care se află în recuperare, vigilență maximă pentru cei neatinși de boală și tuturor multă sănătate. Este mesajul transmis de echipa Spitalului Județean de Urgență Zalău. În 1948, cu prilejul primei întruniri globale dedicată sănătății și găzduită de Organizația Mondială a Sănătății, s-a hotărât aniversarea la 7 aprilie a Zilei Mondiale a Sănătății. La această dată a intrat în vigoare Convenția OMS. Organizația Mondială a Sănătății este o instituție specializată a Națiunilor Unite care a fost creată la 22 iulie 1946 cu sediul la Geneva. Ziua Mondială a Sănătății a fost marcată pentru prima dată în 1950. În ultimii 50 de ani, marcarea Zilei Mondiale a Sănătății a scos în evidență aspecte importante legate de sănătate, cum ar fi sănătatea mentală, îngrijirea mamelor și a copiilor, dar și schimbările climatice cu repercursiuni asupra sănătății. Sărbătoarea este marcată de activități care se extind dincolo de ziua în sine și servesc drept ocazie de a concentra atenția mondială asupra tuturor acestor aspecte importante ale sănătății globale. Pandemia de COVID-19 a lovit greu toate țările, dar impactul a fost cel mai dur asupra acelor comunități care erau deja vulnerabile. Peste tot în lume există oameni, comunități care au venituri zilnice reduse, condiții de trai și educație mai slabe, mai puține oportunități de angajare, acces redus la medii sigure, acces la apă și sanitație sigură, produse alimentare sigure, servicii de sănătate. Acest lucru duce la suferințe inutile, boli evitabile și decese premature. Cu toate acestea, inegalități în materie de sănătate pot fi prevenite cu strategii care acordă o atenție sporită îmbunătățirii echității în sănătate, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile și marginalizate. Sănătatea pentru toți este esențială pentru a face față provocărilor de astăzi și pentru a construi reziliența de mâine. Abordarea cauzelor profunde ale inechităților, investițiilor în comunități și adoptarea măsurilor adecvate de sănătate publică sunt cruciale. În anul 2020, Ziua Mondială a Sănătății a sărbătorit munca asistentelor medicale și a moașelor și s-a reamintit cu acest prilej liderilor mondiali rolul critic pe care acestea îl au în menținerea unei lumi sănătoase. În contextul actual al pandemiei de COVID-19, asistentele medicale și alți lucrători din domeniul sănătății se află în prima linie oferind îngrijiri și tratament de calitate, susținând dialogul comunitar în abordarea temerilor și întrebărilor.